foarte mult doamnei Monica Broșteanu și acum Horia Roman Patapievici. Mulțumesc, Denisa. Trebuie să încep cu o mărturisire. Nu aș fi abuzat pentru a treia oară la Denisa astăzi, în aceea zi, dacă n-ar fi fost Denisa și dacă n-ar fi fost Francisca Molteceanu și Monica Broșteanu, pe care le prețuiesc foarte mult. Și pentru mine este o onoare să fiu alături de dumneavoastră, doamna Bălcăceanu, doamna Broșteanu, iar în privința Denisei, colaborarea cu ea, pe lângă este amicală și bazată pe enormă admirație pe care o am față de tine, Denisa, dar e incredibilul ei flair. Mă întreb când citește toate aceste cărți. Raftul Denisei este ceva care îl prezintă mereu. Titluri, ele sunt foarte bine alese, dar e incredibil cum poate citi Denisa, când se poate bucura de ele. Și acum două săptămâni am primit un telefon antipatic de la Denisa, care s-a pregătit să mă încarce cu încă ceva. Și mi-a zis, e un roman foarte bun, uite, ți l-aș trimite, să te uiți pe el. A, nu, Denisa, te rog. Mă rog, pentru că țin foarte mult la Denisa, am acceptat. Și l-am primit. Nu m-am atins de el câteva zile, era o corvadă îngrozitoare, l-am răsfoit, mi s-a părut straniu, scris la timpul prezent, propoziții scurte, mi-am zis rușii s-au tâmpit de tot. Mi-am amintit Dostoievski, Tolstoi, cum scriu Gogol, fraze ample, nu știu ce, ce cu rusul ăsta mi-am spus. A venit cartea. Și asta, pentru că totuși am superstiția cărții, am citit-o în chip de carte. Doamnelor și domnilor, este o capodoperă incredibilă, incredibilă. Mi-am zis, rușii sunt formidabili. Adică, după ce au dat secolul XIX, care e ceva uluitor, începând cu Pușkin, terminând cu Dostoievski, după ce au dat, așa zisul, veac de argint, pe care l-au ucis comuniștii îngrozitori și care era, poate ar fi fost veacul de aur în toate, în știință, în istorie, în filozofie, în sociologie, în poezie, deci peste tot ruși între 1890 și 1918 sunt incredibili, incredibili. Și pe ăștia i-au ucis comuniștii. Dar tot n-au reușit să-i omoare de tot. A fost Valentin Rasputin, este Vasilii Șucșin și acum acest incredibil Evgenii Vodolaschi. Sunt formidabili. Și mi-am dat seama ce ambivalență între noi în sufletul românesc față de ruși. Deci Rusia culturală, Rusia sufletului rusesc, Rusia muzicii, Rusia filozofiei mistice rusești, Rusia literaturii, este ceva care, nu știu, pentru mine cel puțin este parte a doua patrie, este ceva uluitor. În același timp, Rusia politică este ceva abominabil. Și când văd intersecții între Rusia politică și Rusia culturii, când aflu câte o mare figură, cum este dirijorul ăsta formidabil, Gheorghev, da, care îl sprijină pe Putin și toate astea, am zis, Doamne, e posibil așa ceva? Da, e posibil. Ăsta este totuși sufletul rusesc. Dar Rusia culturală este ceva formidabil. Iar acest roman este o capodoperă și arată vitalitatea incredibilă și originalitatea acestei culturi care provine dintr-un suflet formidabil, dar formidabil. Doamna Vroșteanu a spus că finalul este apofabil. Tot romanul este scris în cheie apofatică. Dacă vreți să vedeți o bucată literară apofatică, este acest roman. E incredibil. Teologia apofatică răsăriteană, despre care ruși mari au scris, este perfect ilustrată, încorporată în modul de a scrie acestui roman. N-am să vă spun subiectul, nu știu ce, pentru că el trebuie descoperit împreună cu felul de a scrie. Este scris formidabil, este scris la prezent. Ori faptul că se petrece în secolul al XV-lea, într-o Rusie mizerabilă, anonimă, bizară, neconfigurată politic, ceva la care există un contrast la un moment dat, în momentul în care Arsenie descoperă Veneția. El se plimbă noaptea în Veneția și descoperă alteritatea absolută. Descoperă civilizația occidentală versus locul straniu apofatic din care el vine. Pagini formidabile și scrise cu o măsură, o cunoaștere, un bun simț literar, incredibil acest scriitor. Ce vreau să vă spun că este un roman scris din punctul de vedere al secolului al XV-lea, în care viitorul nostru, la care avem acces printr-un personaj catolic, Ambrozie, care are viziuni precise,
și anume nu numai viziuni ca Nostradamus, epocile, ce se întâmplă, marile evoluții, nu. El are profeții referitoare la personaje anonime, la ce se întâmplă între un bărbat și o femeie într-o anumită dată, într-un anumit oraș din Rusia. Ceva incredibil. Ambrozie, catolicul italianul, are viziuni despre Rusia secolului 20. Deci ce îmi place extraordinar este că aici e un geniu al creștinismului. Dumnezeu nu are despre noi viziuni de filozofie istorie. Asta este o prostie. Dumnezeu ne vede individual, ne vede în amănuntul nostru irepetabil, absolut. Dumnezeu ne vede ca suflete irepetabile în concretul nostru absolut. Așa viziunea are Ambrozie, catolicul. E ceva extraordinar. Dar vreau să vă spun ceva legat de timp. Romanul este scris la prezentul secolului al XV-lea. Noi suntem pentru el viitorul. Deci nu este un roman în care... Asta este Eco. Nu e deloc Eco. Eco este un tip din secolul de un semiotician genial care polemizează cu Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle imaginează un personaj Sherlock Holmes care face știință pozitivă cu ajutorul în chestiunea criminalisticii. Și are toată pedagogia științifică, inductivistă, a epistemologiei secolului al XIX-lea. Eco, care este un semiotician deștept din secolul 20, are o altă epistemologie, care este ipotetico-deductivă. El știe bine că implicația materială permite deducerea adevărului nu numai din adevăr, ci și din fals. Adică poți descoperi adevărul și pornind de la premise false. Și imaginează un caz în care un William Ockham din secolul 20, din Evul Mediu, reușește să descopere adevărul pornind de la premise false. Ceea ce este o demonstrație epistemologică a științei ipotetico-deductive. Nu este deloc Eco aici, pentru că Eco este din secolul 20 și proiectează în Evul Mediu o situație dată. El este integral în prezentul Evului Mediu rusesc și trimite sonde atemporale în diferite momente individuale, nu de filozofie istoriei, din secolul 20. Nu, asta este incredibil. Deci omul este genial. Să fii într-un prezent permanent și să ai conștiința că există un timp care depășește acest prezent, care nu le epuizează, nu le rezumă și nu-l face caduc. Și că și noi, în prezentul nostru, facem parte dintr-un viitor care nu ne va contrazice, dar care nici nu ne lămurește, de fapt, pentru că totul se joacă în acest prezent și în relația lui cu Dumnezeu, într-un fel care nu este niciodată explicitat până la capăt, dar care este mereu și mereu prezentat în toată dimensiunea lui. Fie ca frumusețe senzorială, fie ca iubire, este o iubire copleșitoare între el, vraciul, tânăr, ucenic, proaspăt, rămas orfan de bunicul lui care îl învățase toată știința și o femeie rătăcită, bolnavă, pe care o vindecă, o fată tânără. E o poveste de iubire care durează un an, cât durează și nașterea copilului mort, băiețel probabil, al acestui cuplu. El a întârziat, din rușine sau nu știu ce, legalizarea acestei legături. Să ducă la preot, să se împărtășească înainte de naștere, cum ar fi vrut ea, Ustina. El n-a făcut asta. Și după moartea lor, el ia vina că nu a legalizat în fața lui Dumnezeu acest lucru. Și tot romanul poartă această vină a lor, el vorbind mereu cu Ustina moartă, dragostea mea, îi spune mereu de ce se întâmplă. E ceva copleșitor. Vă spun, rușii sunt foarte tari. Și sunt tari pentru că și-au păstrat sufletul. Este un suflet incredibil. Am fost patetic, îmi cer iertare, dar Denisa, într-adevăr, este o capodoperă. Îți mulțumesc că mi-ai semnalat-o. Și a fost o experiență și epistemologică, bine să spun. Pentru că am înțeles cum se poate construi literatură la timpul prezent, încorporând datele teologiei apofatice. Asta face el. În același timp este o carte nu numai scăldată în senzații, pentru că un scriitor, dacă nu știe să noteze senzații, nu e scriitor. Nu. Este scufundată în lumea lui Dumnezeu. Dar nu așa, Dumnezeu nu-i arăta cu degetul, tu ești acolo, tu ești acolo, nu se fac, nu este nimic abstract. Pur și simplu Dumnezeu este realitatea inconturnabilă și insesizabilă în același timp acestui personaj incredibil care este Arsenii Lunarul.
e o carte de teologie, îmi vine să spun, dar dacă spun asta e o banalitate, pentru că orice carte mare, de fapt, este și o carte de teologie. Dar asta îmi ia în suflet, pentru că mie, care o săritean, e teologia apofatică. Simt că vine din tradiția noastră. Și aveți de toate, doamna Croștan, este felul de a fi ortodox, ilustrat în literatură mai bine ca niciodată. Fără teze, pur și simplu, cam așa arată să fie ortodox în interiorul creștinismului.